Serviciul Județean de Ambulanță Constanța a primit într-o singură zi aproximativ 300 de solicitări de la persoane care prezintă simptome ale unor infecții respiratorii. Situația este alarmantă în această perioadă, iar numărul celor care se prezintă la medic este din ce în ce mai mare. În această perioadă, numărul celor care se prezintă la medic este în creștere. Aceștia vin la medic cu afecțiuni respiratorii. Simptomatologia apare ca urmare a variațiilor bruște de temperatură și a faptului că lumea nu poartă întotdeauna o îmbrăcăminte adecvată, poate să transpire, apoi să iasă din casă sau de la o îmbrăcăminte mai groasă să treacă undeva unde este altă temperatură. Medicii recomandă folosirea hainelor adecvate pentru această perioadă și, mai mult decât atât, respectarea regulilor elementare de igienă. Foarte multe persoane consideră că se pot trata singuri atunci când vine vorba despre o astfel de afecțiune respiratorie, chiar dacă nu există un diagnostic sigur. Ei nu știu că o boală netratată corespunzător poate avea urmări grave. În niciun caz, automedicația nu este indicată, chiar dacă vorbim de o medicație simptomatică, adică chiar dacă pacientul crede că știe ce să ia. Întotdeauna când răcelile sau virozele respiratorii nu sunt tratate sau sunt tratate greșit printr-o automedicație, pot apărea complicații, pacientul nu știe ce să facă ca boala să dispară și poate să aibă probleme mai grave. Cele mai afectate persoane sunt bătrânii și copiii care sunt vulnerabili în fața acestor virus. Pediatria Spitalului Județean Constanța este plină cu micuți care suferă de infecții respiratorii.